Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi este 30 aprilie, deci vom filma MTs pentru luna aprilie 2021. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Ca de obicei, voi începe cu cărțile pe care le-am citit. Am terminat cartea scrisă de Kate Quinn, Zbor în trecut. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Mi-a plăcut cum au fost prezentate personajele, poveștile lor din timpul celui de-al doilea război mondial. Acțiunea se întâmplă după celui de-al doilea război mondial, dar poveștile se împletesc și este o carte de dragoste, de război, de puțin polițistă, superbă carte. Vreau să citesc și a doua carte scrisă de Kate Quinn pe care o am, Rețeaua Alice, dar aceasta este foarte, foarte frumoasă. Am început să citesc seria de autor Haralam Zinkă și am citit Moartea vine pe bandă de magnetofon, o carte foarte frumoasă, scrie foarte bine, chiar dacă sunt polițiste, de fapt au și spionaj în ele, au și un pic de dragoste. Păcat că acești scriitori ai noștri dragi, Haralam Zinkă, de exemplu, în acest caz, nu au putut fi promovați afară. Cred că erau super cunoscuți și foarte iubiți. Dar este o carte bună, este prima din această serie de autor Haralam Zinkă, Moartea vine pe bandă de magnetofon. Mi-a plăcut foarte mult. A doua carte pe care am citit-o din această serie, Ochii doctorului King, la fel, polițistă, cu puțin spionaj, e puțin mai subțire, mi-a plăcut la fel de mult. Și acum, în perioada sărbătorilor, când am făcut curat și îmi vream ceva mai ușor, ceva care să mă bine dispună, am descoperit în biblioteca mea această carte, O lume dispărută, de Sir Arthur Conan Doyle. A apărut la editura Adevărul. Vreau să o dau, nepoțelului meu, dar înainte de toate eu n-am citit-o. Și nefiind nici foarte groasă, am citit-o. Mi-a plăcut la nebunie. Mi-a adus aminte de copilărie, mi-a adus aminte de cărțile scrise de Jules Verne, de aventură. Mi-a plăcut super, super mult. Da, e adevărat că este pentru adolescenți în jur de 10-12 ani, nepoțelul meu având 7, dar va face 7, dar cred că o să-i placă foarte, foarte mult, mie mi-a plăcut și m-am bine dispus. Bun, și acum să trecem la la subiectul de astăzi, la produsele terminate în luna aprilie și voi începe cu această cremă pentru mâini luată de la Sien Lidl, Skin Foodies, Vegan Friendly, Moisturizing Hand Cream cu extract de ceai verde, 50 de mililitri, pe care o termin. Deci de aceea v-am și arătat-o și care mi-a plăcut extraordinar de mult. Pentru 4 lei până în 5 lei cât a costat, mi-a plăcut mult. Se aseamănă foarte bine cu acea cremă pentru mâini de la Sephora, de 30 de mililitri, care la reducere am luat-o cu 8 lei, aceasta am luat-o cu 4 lei și face același lucru. Mi-a plăcut mirosul pentru că era fresh în sensul de verde, fiind cu green tea, cu ceai verde și intra în piele și nu lăsa acea peliculă grasă și se simțeau bine mâinile mele, mai ales acum când am făcut și curățenie, chiar mi-a plăcut, uitați ca să vedeți, m-am foarte puțin și am zis să nu mai țin până la sfârșitul lunii mai să vă arăt. Foarte, foarte bună. Mi-am mai cumpărat una. Îmi plac și celelalte două variante, dar momentan aceasta este preferata. Bun, și ca să vedeți că avem două pungi, ca de obicei, una de emal plină și aceasta aproximativ plină. Deci avem ce să vedem. Haideți să începem, le luăm la rând, nu le-am pus pe categorii. Prima cutie o am de la mâșile protectoare de unică folosință. În București folosim așa, adică când ieșim afară folosim de acestea, sunt foarte bune, 20 de bucăți, ia să vedem,
produse în România, foarte bune, le găsim la ofertă și urmărim la Altex. Am folosit acești băieței pentru vase de la W5 care nu mi-au plăcut. Nu mi-au plăcut, n-au făcut față cerințelor mele. Această parte verde, dacă spălai de două ori o cratiță sau ceva puțin mai, cum să zic eu, mai murdară, se destrăma, se făcea urât. Nu, nu o să-i mai recumpăr. Am terminat și aceste șervețele umedele, tot de la W5, Universal Fresh. Le-au schimbat ambalajul, 100% reciclabil, și le-au schimbat și formula. Sunt mici șervețelele, sunt înghesuite, așa nu poți să le scoți, mai ales când vrei să faci curățenie. Nu îmi plac, din păcate nu îmi plac. Le-am folosit pentru că le-am cumpărat, dar sinceră să fiu, îmi plăceau mult mai mult cele de dinainte. Ok, și parcă mai am una, dar cred că s-a ajung atunci. Am consumat aceste muesli de la Carrefour Bio, foarte bune, destul de sănătoase, cu 5 cereale. M-am arătat că poate le vedeți și chiar merită cumpărate. Am aici mai multe ungulițe de la măști, de acestea aveau 5 bucăți. Și acestea le folosim noi. Ok, din acele boxuri am consumat acești fulgi de porumb bio, care au fost foarte buni, de la Sanovita Bio, 250 de grame, chiar sănătoși, buni, se moiau mai greu în iaurt, dar super buni. Am terminat și acest ceai de tei de la Fares, știți că noi pe acestea le consumăm. Am terminat și această, cum să zic, monstră de la Persil pentru o singură spălare. Am primit-o, cred că la o revistă, și am terminat-o, este bun. Mi-a plăcut mult de la Plafar acest sirop cu vișine, l-am luat de la Kaufland. Se prepară cu apă minerală, cel mai bine, și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut gustul, chiar era cu sirop cu vișine așa și chiar mi-a plăcut, și de aceea am vrut să îl introduc aici, să vi-l prezint. Alte măști măști pentru afară, această cutie de 10 bucăți de la Dr. Albert, și acestea sunt făcute tot în România și de ce nu sunt decât cele din China. Ca de obicei, am terminat, dacă că am terminat mai multe, dar vă arăt acum, de la Sunny Blue, cumpărate din Lidl, la 500 de mililitri, aceste dezinfectante de mâini, 70% alcool, le folosim atât pentru mâini cât și pentru dezinfectarea produselor. Știți că eu dezinfectez absolut orice intră în casă, deci chiar pe acestea ne mâncăm, cum se zice, pe pâine. Am terminat și acest săpun de la Conop Cas, 500 de mililitri, vegan, cu lavandă. L-am primit la o comandă de la Sole. Dacă doriți să puneți comenzi de la Sole, la toată comanda, dacă puneți și cod de reducere mai jos în descriere, existent în mai jos în descrierea clipului meu, veți avea la toată comanda o extra reducere de 5%, Sole 6955, și aveți o reducere de 5%, ceea ce chiar este bun, indiferent dacă în acea comandă aveți și produse deja reduse. Și la o asemenea comandă am primit acest săpun, să revenim la acesta. Mi-a plăcut foarte mult. Avea un miros de lavandă, dar spăla bine și nu usca mâinile. Și mi-au plăcut și l-am terminat cu mult drag. Am mai terminat și această monstră de la Pervol. Tot așa, primită la o revistă. Mi-a plăcut și acesta. De la Sien
Am terminat aceste șervețele uscate pe care le folosesc pentru a-mi șterge fața, 3 straturi, 100 de bucăți. Mie îmi plac și le folosesc și acum le am. De la Fares am mai terminat și acest ceai de gălbenele. Am terminat de la Ariel 13 bucăți. Cred că am cumpărat-o de pe site-ul Import Direct. Mi-a plăcut foarte mult acestea. Păcat că s-au dus destul de repede. Mirosau frumos. De fapt, este Ariel. Se topeau acele pliculețe acestea. Deci chiar un produs bun. Am terminat și aceste șervețele umede de la Dr. Wise, cele pe care le cumpăr tot din Lidl. Îmi plac mult, le folosim atât pentru mâini cât și pentru suprafețe. Ok. Și ca să vedeți, am mai terminat încă un bidonaj acesta de la Sunny Blue dezinfectat de mâini de 500 de mililitri. Ok. Cu mult drag am băut și această cafea de la Lavazza, cred că am băut-o invers. Gusto Forte Expert, de 1 kg. V-am spus că acum cât stăm acasă și lucrăm de acasă, îmi place să mărâșnesc cafea proaspătă și să-mi fac o cafea foarte bună. Pe Max sunt cele mai bune prețuri, dacă le găsiți la o reducere chiar se merită. Cred că am dat pe toată punca 28-29 de lei. Ei tot le schimbă și au diferite promoții la diferite tipuri de cafea. Ok. Tot în box-ul acela am consumat și acest muesli cu goji bio, Sanovita bio, foarte bun, foarte, foarte bun. 400 de grame, spornic, bun, sănătos. Vi le recomand, chiar vi le recomand. Mai avem aici încă 2 pungi de la măștile pentru față. Ok. Mai avem încă o pungă de muesli cu goji bio, Sanovita bio. Noi mâncăm în fiecare dimineață cerealele acestea cu câte un iaurt și ne place foarte mult. De la Fares mai am o cutie de, cu ceaiuri de tei. Îmi pare rău că în această lună am băut mai puțin ceai și trebuie să reglementăm acest lucru. Am mai terminat un bidonaj de la Sunny Blue de 500 de mililitri. Ok. Am terminat și acest săpun de la Oriflame Essence & Co. cu uleiuri naturale. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Cu lămâie și verbină. Foarte mult. Mi-a plăcut. Are 300 de mililitri. Cam scump în, este cam scump în catalog, dar dacă îl găsiți la o ofertă bună, vă recomand. Este un răsfăț. Miroase bine, nu usucă mâinile, super bună și puteți să-l folosiți ca și gel de duș. Am folosit și acest Lenor Sunny Flowers, Floret scrie. Ok, acesta l-am primit, cred că l-am primit într-un BuzzBox din decembrie. 50 de spălări, scrie aici fericire. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Miroase de flori, de vară. Mirosul persistă pe haine. Super mult mi-a plăcut. Nu știu dacă l-am văzut, dar dacă îl văd, sigur îl voi recumpăra. Acesta a avut 1,5 litri. N-a ținut el 50 de spălări, dar vă spun, chiar miroase de vară și sigur îl voi recumpăra, mă repet. Ok. Ca în fiecare lună am consumat de la Optisana, de la Lidl, vitamina C și magneziu. Le folosim de foarte mult timp și le avem noi acolo. De la Lidl am luat Regina, aceste două hârtii igienice, 24 de suluri delicate cu miros de piersică, foarte bune, ca și calitate, preț, cantitate, chiar se merită. Am terminat și această cafea cu cireșe.
de la firma, stați cum se nume, așa, FM World, super bună, un răsfăț. E adevărat, este destul de scumpă, are la pentru 250 de grame, dar vă spun, dă acea, după ce înghițiți o gură de cafea, are acea aromă un pic de cafea, nu este stridentă, nu vă deranjează, dar este super bună. Cred că pentru vară ar fi nemaipomenită. Mi-a plăcut. Mai am încă o pungă de măști pentru față. Făcând curățenie, am aruncat și aceste două recipiente care le foloseam la vechea mașină, auto, pentru deschiderea ușilor când înghețau. Acum, având o altă mașină, nu mai este nevoie de acestea și le-am găsit acolo prin casă, dar au fost bune și sunt bune pentru iarnă. Și în prima pungă mai am de la Optisana multivitamine. Am terminat și acest tub. Trecem la a doua pungă. Hai să vedem ce avem aici. Aici avem mai multe pentru corp. Dar înainte de toate am terminat și acest borcanaș SoClean de 500 de mililitri. L-aveam dinainte de când a început pandemia, luată de la Jumbo, foarte bună, era foarte ieftină când l-am cumpărat și foarte bun. Mai am încă un bidonaș și îl folosim. Pentru igiena intimă am terminat de la Sien acest ProCare. Și acesta este un produs bun, 400 de mililitri, super ieftin la Lidl. E adevărat că îmi place mai mult cel pe ros, dar și acesta este un produs bun, foarte spornic pentru că are această pompiță și te ține o grămadă. Ok, haideți să vedem ce am mai terminat pe aici. Mai am un tub de multivitamine de la Optisana, de la Lidl. Am terminat acest gel de duș de la Mantovani cu ulei de argan. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Luat de pe import direct. Îmi pare rău că nu mi-am cumpărat atunci mai multe. A avut 250 de mililitri și a mirosit extraordinar. Ca să vă faceți o părere, miroase ca și produsele de la Tezorii de Oriente. Cam pe acolo duce. Îmi plăcea cum lăsa pielea, hidrata pielea, deci era un fel de ulei cu gel de duș. Mi-a plăcut super, super mult. V-am spus, dacă îl mai găsesc la import direct, o să mi-l cumpăr. Vi-l recomand din suflet. Am terminat de la Borotalco și acest deodorant Pure Natural Freshness, 150 de mililitri. Nu este cel mai bun din această serie de la Borotalco, Green Tea and Lime Scent. Mă enerva un pic acel praf care îl făcea și nu mă proteja foarte mult, 3 ore, 4 ore pe acolo. L-am folosit mai mult prin casă, la cumpărături rapide și așa mai departe. De la Farmec arunc această protecție împotriva țânțarilor și căpușilor sub formă de spray. I-a trecut vremea, l-am de foarte mult timp, 75 de mililitri, nu mai e mult, cred că e mai un sfert. Îl foloseam vara, o să-mi cumpăr altul, dar este un produs bun, cantitate-preț. Așa, am terminat aceste benzi pentru scoaterea punctelor negre de pe nas, de la Beauty Formula, aslate din DM, mie îmi plac și își fac treaba. Cătălina a terminat acest deodorant Strike 8 All Sport, 72 de ore, nu ține atât de mult, are 150 de mililitri, este unul din preferatele lui. Protecția pentru câteva ori, 12 ore, chiar o menține, dar nu stă nimeni 72 de ore cu deodorantul pe el. Dar dacă doriți un deodorant bun pentru bărbați, mai ales dacă fac și sport sau muncă mai fizică, muncă fizică, este super, super bun. Mie îmi place foarte mult. Am terminat și acest Food Works
de 100 de mililitri, această formulă veche, cred, de la Oriflame. Mi-a plăcut. Cred că mai are un pic în ea. Am găsit-o pe acolo. Vreau să-mi cumpăr alta de la Oriflame, deci nu mai avea rost să o țin pentru că o am de foarte mult timp. Am terminat și aceste șervețele umede de la Balea pentru demachiere cu grassuit. Nu mi-au plăcut pentru față. Le-am folosit mai mult pentru mâini, pentru suprafețe. Mirosea bine, spălau, dar parcă pentru față, imediat să citesc dacă erau ce spune despre ele. Balea șervețele demachiante 5 în 1 grefui, 25 de bucăți pentru toate tipurile de ten, curăță ușor, îndepărtează machiajul rezistent la apă, hidratează blând cu ochii, fără alcool, fără etanol. Bun, mie nu mi-au plăcut, le-am folosit mai mult, v-am spus, pentru mâini și suprafețe. Bun, haideți să vedem ce mai avem pe aici. Am folosit această mască pentru față cu lici, Hello New Me de la Boys & Berries, super bune, super bune, dar am văzut că au dispărut de pe site-ul Makeup Pro, sper să le găsesc în altă parte, și am folosit și aceasta cu peach, cu piersici de la ei, super bună și acesta, îmbibate în soluție, chiar fix cât trebuie, nu mai mult. Super bune și niște măști foarte bune de la Avon, pe care dacă le găsiți cumva la reducere, vi le recomand să le cumpărați. A New Pollution Protect Plus Fresh Black Sheet Mask. Sunt 3 bucăți, super bune. Ele vin așa, haideți să vă arăt și una din ele, ambalajul. Aici sus găsiți șervețelul și jos găsiți serul. Nu știu cum zic ei că trebuie rupte, pachetate chestiile acestea ca serul să vină peste mască, eu nu fac așa ceva. Scot șervețelul, îl bag în ser și apoi folosesc masca. Masca are, șervețelul acela are culoarea neagră și îmi place foarte, foarte mult. Chiar dă o curățare a feței, o luminozitate feței, chiar am rămas surprinsă. Și uitați, arată aici cum se împachetează acest pliculeț și cum intră unul peste altul. Eu n-am folosit așa, am tăiat și le-am folosit. Vi le recomand cu mare, mare drag. Ok. Am mai terminat și acest cum să spun eu, Intense Nutrition Shower Gel Care cu ulei de argan și floare de portocale de la La Petit Marseille, 250 de mililitri, super mult, mi-a plăcut pentru vară, este super bun, mai am unul, ei zic o hidratare de 24 de ore, vă dați seama, totuși este un gel de duș, dar vă spun, este super bun. Dacă îl găsiți la o ofertă, cred că l-am cumpărat de la Carrefour, au avut ei 6 lei bucata. Pe acesta îmi place cel mai mult pentru că are și floare de portocal și așa fresh și miroase bine, super bun. O dezamăgire a fost acest deodorant de la Nivea Fresh Orange cu citrice, caise, flori vers. Când pulverizeai, ieșea foarte mult praful de acela, apoi nu ținea mult, deci cam o oră maxim, l-am folosit prin casă, m-a atras cum arăta atunci când a apărut, mi-am cumpărat cam 3 tipuri, o să le folosesc prin casă, dar nu o să le mai cumpăr. Am terminat și acest Dove Original, un deodorant mic, mic, mic de tot. Îl aveam prin geantă și pe urmă l-am terminat în casă. 35 de mililitri, super bun. Cel original, miroase bine. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici. Am terminat și acest spray pentru corp cu cocos. Foarte bun, eu îl folosesc după ce îmi fac baie, miroase foarte bine pijamaua, le folosesc și le voi folosi. Am terminat și acest pachetel de la Floralis,
Șervețele pentru mâini uscate de la Lidl, bune. Acum vreau să vă vorbesc despre această mască face scrub cu măsline de la Express Beauty. Acestea se găsesc în farmacii. Ele sunt două bucăți. Ele cam costă 17-18 lei. Eu le-am luat la 10 lei. Au avut ei o ofertă super bună această mască. Era un scrub, dar foarte, foarte fin. E adevărat, îl foloseam de două ori, chiar scrie, de două ori pe săptămână. Foarte, foarte fin, dar își făcea treaba foarte bine. Curăța fața, simțeai după ce îl foloseai și apoi te spălai, spălând masca aceea, fața rămânea curată, curată. Chiar mi-a plăcut mult, o să-l mai cumpăr, la Sensiblu l-am văzut, o să urmăresc promoțiile și o să mi-o recumpăr. Dacă doriți un scrub pentru față cu un scrub fin care nu agresează fața și care vă face pielea super curată, mai ales dacă aveți un ten gras, vă recomand din suflet. Am terminat de la Avon acest vitamina C Radiance Maximizer Serum. Am avut această variantă mică de 10 ml care m-a ținut foarte mult. Știu că are alcool, știu că are un miros puțin mai nu prea plăcut, dar să știți, pentru tenul meu gras, chiar și-a făcut treaba, mi-a plăcut. Am și serul sub forma mare, dar și această mică chiar am folosit-o. Am și un elastic pentru păr care s-a terminat, l-am dus, cred că l-am pus aici din obișnuință. Și am terminat și această cremă pentru față cu vitamina C Plus de la Cosmetic Plan, 50 de ml, nu are SPF, dar mi-a plăcut la nebunie. Este terminată, un miros fresh, citric, se aplica bine, intra imediat în piele, nu lăsa acea, acel filtru unsuros pe față. Pentru vară este super bună, dar trebuie să folosiți protecție pentru că ea nu are protecție SPF. Este pentru plus 40 de ani, dar nu cred că nu poate fi folosită și peste 30 de ani. Mi-a plăcut super mult. Am cumpărat-o de Crăciun. Știu că am luat-o din Kaufland. A fost un pachet cu aceasta și cu 6 fiole cu vitamina C și mi-a plăcut super mult. Este pe lista mea când, dacă vreau o cremă pentru vară. Și în această pungă de cu măști am câteva monstre pe care le-am folosit și pe care le-am testat. Haideți să vi le prezint. Sunt cam acestea. Haideți să vedem ce avem aici. Am băut acest ceai de la Cooper, o ceașcă de ceai Zen Balance, un eșantion primită tot în BuzzBox. Mi-a plăcut mult. Este un ceai super bun, cam scump, dar este bun. De la Douglas am folosit acestea eye patch-uri, două bucăți, și mi-au plăcut mult. Eu folosesc aceste patch-uri pentru ochi. Chiar nu desumflă total ochii, dar îți dă o senzație de bine, de fresh, mai ales când ai pielea foarte uscată pe sub ochi sau umflată de la somn sau din alte motive. Chiar sunt bune. Acestea cred că le-am avut din calendarul advent de la Douglas. Tot așa, la o comandă de la Sole, acesta este bine la Sole pentru că primiți și multe șantioane, am folosit acest Pure Vitamina C Serum de la Purito. A avut, ia să vedem câte grame a avut ca să vi-l prezint, nu știu câte grame, dar l-am folosit de două ori și mi-a plăcut super mult, super mult. Intra repede în piele și o dădea o luminozitate, mai ales dacă l-a aplicat seara, a doua zi dimineață, pielea parcă arăta altfel. Chiar mi-a plăcut mult. Am folosit acest tester super fericită. De la CeraVe am
testat hydrating cleanser pentru pielea normală preuscată. Acest eșantion a avut, stați să vedem cât a avut acest eșantion, cred că 7 ml și mi-a plăcut mult, super mult. O să-mi cumpăr de la CeraVe și eu cleanserul, dar pentru pielea grasă spre normală sau normală spre grasă, cum au ei, dar mi-a plăcut și acesta. Am avut de la Botanical Choice No Spore Strips Pure Derm. Am luat la o revistă unică, cred că au avut o cutie de acestea puse acolo ca și cadou și mi-au plăcut și acestea. Tot o mostră primită la o comandă de la Sole, de la Cocostar Waffle Cleansing Pad. Acestea erau 3 paduri pentru demachiere. Padurile aveau așa, o parte mai fină și pe partea cealaltă o parte mai grunjoasă pentru curățare. Mi-au plăcut foarte mult, dar sunt în jur de 9 lei la ei la reducere. Eu consider că sunt perfecte dacă plecați într-o călătorie și doriți să aveți acolo 3 paduri pentru curățarea feței. Sunt super bune, super bune și au mult... mult serum în ele și curăță bine și acestea au fost și aceste testere pe care le-am avut, au fost puse aici într-o pungă de 5 măști pentru față. Bun, și acestea sunt produsele pe care le-am terminat eu în luna aprilie, destul de multe produse. Vă mulțumesc mult că a stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!